La mulți ani de Ziua Educației! Mulți dintre profesori au desfășurat activități speciale la clasă, alții însă i-au scos pe elevi la plimbare. O clasă întreagă de la școala 7 a vizitat întâmplător velierul adornate care doar ce acostase în portul Constanța. GPS care ne dă tot timpul poziția navei și ne-o transmite într-o hartă electronică, care este aici, uite, numai cum se dă, dați voi, o să vă arăt. Imediat o deschidem. Și o să vă arăt cum arată unde e locul, unde ne găsim noi acum pe ea. Am fost la Muzeul Portului, sau Cuibușorul Reginei Maria, și am văzut acolo poze cu portul din trecut și după aceea ne-am mai plimbat pe aici prin port. Am văzut timona, trofeele și am văzut cum decurge. Am văzut GPS-ul, de unde se orientează și cam atât. Nu multe școli au procedat astfel. Noi am ales ca în locul orelor de curs să facem o mică incursiune în istoria orașului Constanța. Și la Delfinariu a fost aglomerată de Ziua Educației. Conducerea complexului muzeal a hotărât ca intrarea să fie gratuită, iar delfinii au avut 3 reprezentații. În acest an, Ziua Educației se serbează pentru prima dată în cadrul unei noi agende mondiale, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă care garantează o educație de calitate. Cadrul de acțiune Educație 2030 subliniază faptul că profesorii sunt indispensabili unei educații echitabile și de calitate, astfel încât aceștia trebuie să fie recrutați și remunerați în mod adecvat, să fie motivați să beneficieze de o formare profesională satisfăcătoare, să fie susținuți și dotați cu resurse suficiente.